Stimați telespectatori, ne aflăm la o nouă emisiune, Agenda Publică. În această seară vom încerca să discutăm cele mai fierbinți subiecte ale zilei. Pentru acest lucru i-am invitat în platoul Informația TV pe domnul Radu Ulmeanu, scriitor, director al revistei Acolada și al editurii Pleiade. Bună seara! Bună seara! Pe domnul Alexandru Horvat, consilier județean PSD. Bună seara! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Și pe domnul Adrian Pop, avocat, purtător de cuvânt al PNL Satu Mare. Bună seara! Bună seara și mulțumesc și eu pentru invitație! Stimați invitați, stimați telespectatori, după cum știți, vestul României a fost lovit duminică de o furtună puternică. Au fost 8 morți și 137-140 de răniți. Ieri, din nou, o furtună a traversat România, au fost lovite 38 de localități din 15 județe și capitala. 4.000 de pompieri au intervenit în 38 de localități din 15 județe pentru a înlătura efectele furtunii. 20 de acoperișuri luate, 9 mașini avariate, un mort din cauza unui copac răsturnat. Ieri, autoritățile din capitală au interzis, de pildă, funcționarea școlilor începând cu ora 15, ora 17, ora 16, 17. În fine, ANM-ul astăzi a anunțat la un moment dat un cod galben, după câteva ore l-a retras. A spus că, de pildă, în județele Satu Mare, Maramureș, nu va fi furtună, ci doar se răcește vremea. În fine, toată lumea e stresată. Autoritățile, ANM-ul schimbă codurile de la o oră la alta, că nu mai știu. Autoritățile încep să sufle și în iaurt, mi se pare. Domnule Ulmeanu, cum vedeți situația? Cu suflatul sau cu vremea? În ce situație ajunge România? Da, e o situație tragicomică. Dar să dăm tragediei ce este al ei, să, dacă ar fi chestiuni mai proaspăt, aș propune aici un studio, un moment de reculegere, dar deja se pare că subiectul s-a fumat. Furtuna, în general, un subiect atât de poetic, iată că are consecințe dramatice, fiindcă a fost o furtună până la urmă, n-a fost uragan, cum se întâmplă și în prezent peste ocean, pe coasta Americii, și unde mor de asemenea oameni. S-ar zice că mor cu anumită justificare și că autoritățile nu sunt de vină acolo, fiindcă e vorba de un uragan. Acolo vântul bate cu o putere de 250-260 de kilometri pe oră, dacă nu mai mult. Smulge, acoperișe, dărâmă, tiruri, mașinile mai ușoare le ia pe sus și le zborătăcește din coace încolo, lucruri care la noi nu se întâmplă. Ce am văzut la noi la televizor? Am văzut bucăți de acoperișe zburând, nu acoperișe întregi. Am văzut mulți copaci răsturnați. Am văzut că s-a murit din cauza unor panouri, nu mai știu ce fel de panouri. Panouri fost, publicitare, panouri... Da, care n-au fost bine fixate în pământ sau unde au fi fost ele fixate. Deci e clar că există o vină, o responsabilitate umană la mijloc, aici la noi. Unde, hai să fim serioși, a bătut un vânt mai puternic decât de obicei, dar n-ar fi fost un motiv să moară 8 oameni, parcă da. La atâta se ridică bilanțul. Dacă nu cumva s-a adăugat nouă, și victima nouă. Din București. Da. Da. Ce să zicem? Poate că este o noutate totuși și pentru noi, cu toate că mare noutate nu e, fiindcă au mai fost tornade, am văzut acum câțiva ani, mai în mijlocul verii, ce-i drept. Dar totuși ne putem aștepta de acum la o serie de surprize meteorologice. Se vorbește foarte mult despre schimbarea climei, încălzirea asta... Încălzirea globală, globală, da. Care ci că ar fi responsabilă pentru aceste fenomene. Pe noi nu ne interesează asta, fiindcă noi nu putem nici să stopăm, nici să sporim aceste fenomene. Ne interesează ce măsuri de precauție se iau la noi în țară, pentru ca asemenea situații să nu se mai
repete. Și cred că autoritățile locale, centrale, mă rog, nu mai știu care, toate la un loc poartă un grad de vinovăție pentru asemenea evenimente. Mie, Doamne ferește, să nu se mai întâmple, să, din fericire, satul mare este mai scutit de asemenea urgii. Da. Urgii. Așa, în general, satul mare. În general. Știu că mare, acum câțiva ani a fost totuși la noi o grindină îngrozitoare. Eu aveam niște garduri de material plastic, așa, parcă ar fi tras cineva cu mitraliera în ele. Da, și pe mașinile, în general, pe mașinile de satul mare se vedea foarte bine. Deci, atenție că nu se știe ce surprize ne pot aștepta de acum înainte. Da. Domnule Horvat, pot face autoritățile, cum pot conlucra împreună autoritățile pentru stoparea acestor, nu stoparea fenomenului, ci stoparea pentru stoparea urmărilor acestor fenomene meteorologice care se pare că vor urma. Da, din păcate ce s-a întâmplat și într-adevăr este regretabil, dar totuși este consecința multor lucruri care nu s-au făcut în regulă. Și aici aș aminti acele acoperișuri. Dacă vă aduceți aminte, mi-a după Revoluție toată lumea a făcut acoperișuri. Era un bloc de 4-5 scări, 1 jumătate, o pauză și așa mai departe. Sunt convins că acolo nimeni nu a făcut niște lucrări corespunzătoare și aici spun în primul rând să se facă acele măsurători și să dea niște autorizații, să stabilească foarte clar sistemul de prindere, înălțime și așa mai departe, greutate. Sunt foarte multe lucruri care sunt convins că nu s-au făcut. Consecința, vine o furtună mai serioasă, le ia, le pune în capul cetățenilor și avem victime. La fel, dacă ne aducem aminte, imediat după Revoluție și după ce a început să vină publicitate, s-au pus panouri publicitare. Pe unde a apucat oricine, unii din țeavă mai groasă sau mai puțin făcută de meseriar sau mai puțin de firme autorizate sau nu, stabilizate foarte mai mult sau mai puțin în pământ. Tot acest lucru este consecința acestui fapt. Eu cred că unde, și exemplele pot continua, unde poate interveni și autoritățile centrale și autoritățile locale, sunt două chestiuni foarte, foarte clare. Parlamentul trebuie să vină sau guvernul cu ordonanță de guvern sau o lege prin care să stabilească foarte, foarte clar și să se dea autorizație, să facă măsurătorile corespunzătoare de către specialiști, tot ce înseamnă acoperișuri. Până la urmă este dreptul cetățeanului să-și monteze un acoperiș, dar nu oricum, în așa fel încât să nu pună, pericliteze viața altor persoane și bunuri, că până la urmă fiecare lângă un bloc are foarte multe mașini și nu mai știu ce dă. Și, din păcate, au murit și copiii, cei mai tragici. Deci aici este, trebuie să vină cu un proiect de lege sau cu ordonanță de urgență, în așa fel încât nu oricine, nu oricum și nu oricând să poată să instaleze acoperișe, panouri publicitare. Chiar tragic a fost că într-un oraș, ca și Timișoara, la intrare în municipiu, să nu fie atent ceea ce amplasează acolo. Putea să fie un autocar chiar în acel moment sau cine știe ce se putea întâmpla. În așa fel încât să, numărul celor care din păcate au decedat să fie mult mai mare. Acest lucru trebuie rezolvat și cred că oricine ar conduce această țară, această măsură trebuie să ia cât mai repede și cele care sunt acum în funcțiune și sunt, trebuie consolidate chiar dacă se vor face niște alocări bugetare de la Guvernul României și de la autoritățile locale, eu cred că acest lucru trebuie rezolvat cât mai repede. Credeți că ar putea plăti primăriile, să zicem, dar un refacerea acoperișurilor sau consolidarea? Primăriile nu mai au bani de salarii, angajații proprii. Domnul, stimați colegi, eu cred că o verificare a tuturor acoperișurilor care se găsește, vorbim de municipiul Satu Mare, ne oferi Dumnezeu. Cred că se impune și eu cred că autoritățile care conduc în acest moment municipiul trebuie să gândească un asemenea operațiune. La fel, trebuie să regândească și să identifice tot ce înseamnă panou de afișaj. Pentru că eu sunt convins că dacă noi patru ne luăm și mergem să punem un panou de afișaj de-a lungul unui drum, poate mai puțin circulat, nimeni nu ne întreabă dacă avem autorizație, dacă corespunde și așa mai departe.
Deci acest lucru trebuie rezolvat foarte, foarte urgent. La fel cum a venit și clar că trebuie implementat rapid un sistem de avertizare. Ori acest lucru se poate face mult mai ușor, având în vedere că aproape toată lumea deține un telefon mobil, mai ales pe abonament și pe numere, încât să primim aceste avertizări. Și sunt convins că peste ani și ani nu le vom lua în derâdere, cum fac unii, iar paza bună trece primejdia. Aceste lucruri trebuie să le luăm în serios, trebuie să gândim un sistem național de avertizare, trebuie să gândim măsuri pe plan local, autoritățile locale trebuie să vină cu un plan de măsuri foarte, foarte, foarte bine ancorat în realitățile care se întâmplă, pentru că foarte multe blocuri din municipiu au acoperișuri și umbre, le vedem cu ochiul liber, care la o furtună serioasă ni le pune toată lumea, ni le pune în stradă. Acestea sunt măsurile care trebuie luate foarte, foarte urgent, în așa fel când, într-adevăr, uragane foarte, foarte mari, cum fac 5, 6, 10 victime în Statele Unite și la noi o furtună mai sănătoasă la 80 de kilometri sau cât a fost, da, a reușit până să ne aducă până la urmă 9 victime. La fel, trebuie să recunoaștem că în ultimii ani s-au făcut pași importanți și aici m-aș referi la ISU, care s-a modernizat, are aparatură în dotare, are personal specializat, deci chiar ei reușesc să ajungă și să înlăture anumite efecte, dar nu pot să stea lângă fiecare acoperiș și lângă fiecare panou publicitar. De aia zic că autoritățile sunt cele care trebuie să identifice de unde vin pericole. Clar că nu le vom rezolva pe toate. Și cum spunea înainte de emisiune și domnul Meanu, nu tăiem copacii că păi, trebuie să avem un serviciu specializat și doar avem atâtea scoli silvice care să stabilească foarte clar. Acest copac trebuie sacrificat. Bun, la fel de adevărat trebuie să vină ONG-urile care sunt cu mediul și să spună, domnule, îl tăiem pe ăsta și punem 5. Din păcate am tăiat 10 și n-am pus nimic. Dar e vorba, în primul rând, e vorba de copacii din cartiere, nu păduri. Sigur, este vorba de viața oamenilor și când e vorba de viața oamenilor, nu ne putem juca. Pentru că, hai să spunem că nu moare cetățeanul, dar ajunge cei 48 de răniți. Reprezintă ceva. Stau acolo o grămadă de vreme în spital, cheltuieli și așa mai departe. Oricum, sunt deficitari și la sistemul de sănătate. Și nu avem nevoie de lucruri în plus. Da, domnule Pop? Da, într-adevăr, ceea ce s-a întâmplat la Timișoara, până la urmă, e un episod ieșit din comun pentru România și, din păcate, cum a spus și domnul Meanu, un episod tragic până la urmă, pentru că avem parte de morți și de răniți, lucru neașteptat și sperăm că nu ne vom mai întâlni cu astfel de lucruri în România. Însă, am trecut de partea aceea serioasă și formală. Mie mi se pare că tot acest episod Timișoara a demonstrat din nou cât de nepregătiți suntem noi în anumite circumstanțe. Bun, forța naturii, nu te poți spune cu ea, nu o poți opri, e evident. Dar totuși o poți într-un fel anticipa sau preveni. Eu n-am înțeles nici până în momentul de față. Bun, există ISU, există instituția prefectului, există acele entități care monitorizează până la urmă INMH, sper să nu greșesc. Da, ANM-ul. Sau ANM-ul, da. Bun. Eu îmi pun semne de întrebare cu privire la comunicarea care a fost acolo. Deci ori ANM-ul nu a reușit să prezică, scuzați exprimarea, da, ceea ce urmează să se întâmple. Primarul Timișoarei spunea că a fost anunțat abia cu 15 minute înainte de furtună. Ori a fost anunțat foarte târziu, nu s-au putut pune în mișcare. Vedeți cât de important e până la urmă și de fapt, organizare. Chestiile astea nu vin din senin. Ele nu vin au din senin, un circuit, evident. Vin de undeva, da, de la care, da, sute de kilometri, sigur. Deja se știe că mai parcurs niște etape, da, sigur. Și că vin încoace. Și atunci de ce nimeni nu spune nimic? Și acum, iertați-mi, vă rog frumos, comparația. A fost acel episod tragic colectiv. Și după ceea ce s-a întâmplat acolo, s-a trezit toată lumea. Uite ce important e să fie în regulă, să fie... Să ai autorizații. Dintr-o dată îți dai dintr-o seama dată, că sunt o grămadă de clădiri care n-au autorizații. Toată lumea și-a pus această problemă. Înainte nu. Mie mi se pare, repet, chiar dacă îmi cer scuze pentru comparație, e un fenomen similar la noi. Adică doar acum, când s-a întâmplat, a fost această furtună, acest episod tragic până la urmă, acum toată lumea, dintr-o dată,
își pune această problemă a avertizării, a legăturii între instituții, a informării. Din păcate, vă spun, eu țin mult la țara asta și distin și mei colegi, dar avem așa un stil, doar atunci când se întâmplă ceva cu adevărat rău, atunci începem noi să luăm măsuri. Nu prea avem noi cultura asta prevenției, nu știm să prevenim. Noi doar după ce se întâmplă ceva și de multe ori o nenorocire, atunci luăm măsuri. Uitați-vă, ziceau și mulți sătmăreni, în ultima perioadă, au existat tot felul de exerciții de acest gen și în Satul Mare, cu sirene. Bun, multă lume nu înțelegea sau zicea ce rost are un asemenea exercițiu sau poate erau nemulțumiți, dar uitați-vă până la urmă că tot ceea ce se întâmplă, se întâmplă cu un rost. Adică nu aveau loc acele alarmări sau acele simulări cum ar veni de evenimente fără rost. Și un ultim element pe care aș vrea să-l cuprind așa în discuția noastră e dacă ați observat la București ce s-a întâmplat ieri, dacă nu greșesc. Bun, în regulă, așa cum spuneam mai devreme, acum toți ne gândim la asta, toți suntem conștienți de furtuni, de probleme care pot apărea, dar uitați-vă că cădem până la urmă într-o altă... Asta de asta discutam de suflat un iaurt. Exact, da? E ceva de genul ăsta. Nu știu... După ce te-ai fript, sufli și în iaurt. Asta e vechea zicală românească. Da, dar doar după ce te-ai fript. Înainte nu e nicio treabă. Da, e foarte... Pe de altă parte, nu era un moment ca PNL-ul să atace guvernul și conducerea PSD? Acum să atacăm guvernul și conducerea PSD? Există mii de alte motive. Acum, sincer, nu știu dacă neapărat ăsta ar fi motivul cel mai plauzibil pentru așa ceva. Bine, acum, în românica noastră, unde politica cunoaște forme foarte interesante, până la urmă nu ne-ar mira ca pe orice fel de eveniment social sau natural. De acest gen natural să ai o discuție de ce politică. Asta? Pentru că Dragnea spunea zilele trecute că am impresia că Iohannis vrea să dea vina pe guvern pentru furtună. Da? Deci, dar acum, hai și să domnul zicem... Dragnea are un simț al umorului și așa un stil mai... Are un umor caracteristic, ca să nu-i spun altfel. Așa, da. Cum de pildă le spune oamenilor de afaceri să citească de la stânga la dreapta. Da? Deci să fie clar, ei poate că nu știu să citească de la stânga la dreapta, de ar trebui treaba asta cu contribuțiile, da? Să le citească de la stânga la dreapta, ca să înțeleagă. Bun, să nu credeți că am vreo afinitate față de domnul Dragnea, dar acum totuși vorbim de aceste evenimente. Bun, acum știți cum e, dacă vrei să găsești vinovați, pe la urmă găsești oriunde și oricum. Sau poți arăta cu degetul la oricare, în orice direcție poți să-i găsești. Că, bun, instituțiile statului nu sunt pregătite, că nu avem un sistem bine pus la punct de alarmare în această situație. Teoretic e posibil orice. Eu pot să spun adică că... e foarte clar, vă amintiți... Când era furtuna, băteau clopotele la biserică, da? Că veneau norii. Acum, sigur, se spunea avem că bat, de exemple. Bat clopotele ca să alunge norii, ori ca să alunge norii, ori să atenționeze populația că vine vreme grea. Deci chestia asta cu alarmarea populației nu-i de ieri de azi, e de sute de ani, evident, nu? De când existau clopotele în turnul bisericii. Știți care e problema? Îmi cere scuze că intervin peste colegi. Încă nu avem responsabilitatea mare în așa fel încât o atenționare de orice fel. Să o luăm în seamă. În primul rând, cel mai important este să ne antrenăm, adică să intre rapid în subconștientul nostru, în momentul în care sună o alarmă, se întâmplă ceva. Să vedem se întâmplă ceva deosebit. Luni, la ora 10, va fi o alarmare publică, vor suna 48 de sirene în Satul Mare. Să vedem. Și o să vedeți, scuze că acum și o să vedeți că dintr-o dată, dar populația va fi mult mai atentă și mult mai receptivă decât la alarmările sau sirenele anterioare, pentru că au fost și luna trecută. Deci în subconștient lucrează. Până la urmă se va forma antidotul. Și cu atâtea alarmări, când într-adevăr se va întâmpla ceva grav, atunci nu o să-i mai bage nimeni în seamă. Vine lupul. Exact ca și poveste. Bun, dar pe de altă parte te uiți pe cer și mă rog, dacă sunt nori negri și sună și sirena, hai să vedem totuși. Cred că ar fi bine să nu stau pe acoperiș. Nu, sirenele nu vor suna pentru nori. Există mijloace mai moderne de comunicare acum, din fericire.
Chiar cu riscul poate de a zâmbi la cele pe care o să le spun, eu chiar am observat și ISU și instituția prefectului și alte entități de acest gen, cel puțin în județul Satu Mare, să știți că, bine, evident că au și căi de comunicare mai oficiale, dar și pe Facebook există, pentru că până la urmă, astfel de comunicări, pentru că până la urmă ajungi la un număr însemnat de, da, de cetățeni. Asta e realitatea. Da, duminică ISU, într-adevăr, a postat două atenționări de la ANM. Două postări de la ANM, primite de la ANM, da. Bun, și până la urmă, vedeți, eu cred că ar trebui unite toate aceste demersuri, adică să ai și o comunicare oficială, dar poți folosi și alte modalități de comunicare. Acum, astea sunt vremurile în care trăim. Da, poți, da, să trimiți, cum spunea și colegul meu, SMS-uri, despre asta se discută, poți să acum la guvern, pe Facebook, nu știu dacă... poți să, nu știu, să dai drumul la sirene mai puternice, exact cum spuneați și mai devreme. Mai că bine să fie din trei părți atenționările. Decât niciuna. Decât din nicio parte, da. Bun, cum? Și cu asta rezolvăm. Ce rezolvăm? Deci cu asta rezolvăm. Domnule Olmeanu, dacă ne trimit prin SMS, dacă sună sirenele și dacă se pune și pe Facebook o atenționare, e în regulă? Nu e în regulă. Oamenii cel mult vor sta în casă sau se vor ascunde prin beciuri. Dar vântul va bate, acoperișurile vor zbura, copacii vor, se vor răsturna. Ce am rezolvat? Poate că vor fi victime mai puține, nu zic nu. Așadar, trebuie pregătit și dinainte. Absolut. Trebuie cineva să verifice, sigur, să facă verificări, să vadă toate acoperișurile. Să aici, vadă, e, aici e cu riscul de a se supăra foarte multă lume. Da. Se identifică, îi spune, domnule, acest acoperiș trebuie demolat. Să se găsească resursele financiare în așa fel încât să se pună ceva în loc. Dar, decât un acoperiș vulnerabil, mai bine să supere 3 cetățeni de la etajul 4, dau un exemplu, că vor avea o problemă pe o perioadă determinată și aici trebuie să intervină, clar că trebuie să intervină autoritățile, pentru că nu este vorba numai de siguranța cetățenilor de la etajul 4, este vorba de siguranța cetățenilor care în acel timp se deplasează în acea zonă și au și bunurile expuse. Eu vă pun o întrebare. Dacă pică niște cărămizi de pe hotelul Dacia, nu? Și încep să sune sirenele. Au picat nu de mult. Da. Păi tocmai de aia. Da. Ce facem cu sirenele? Nu ne apropiem de Dacia. E important ceea ce ați spus și eu n-am atins subiectul ăsta, dar aveți dreptate. Eu cel puțin am vorbit de ideea de a preveni. Da. Dar până la urmă, dacă ne uităm foarte bine, chiar discutând și în debutul emisiunii, eu zic că ar fi un moment foarte bun, nu neapărat în Satu Mare, dar și în Satu Mare, peste tot, să existe o verificare amănunțită a, exact cum spuneau și colegii, a panourilor publicitare care sunt amplasate. Și a clădirilor cu risc. A clădirilor cu risc. Care, al domnului, sunt destule în Satu Mare, mai ales în centru. Știm că sunt multe acoperișuri care, nu știu, din punct de vedere al actelor, cum stau. Deci, până la urmă... Dar nu trebuie să se supere. Acest lucru trebuie făcut. Pentru că nu plătește numai cel care ilegalitate, evident, vis-a-vis de ceea ce, evident, a întreprins el acolo, plătesc oamenii vinovați și nu-i știți cum e, din păcate, și îmi pare rău că o spun asta, e stilul ăsta puțin, dar nu în sensul rău românesc, pentru că am avut în trecut politica asta de ascunde sub preș, adică măturăm praful și îl punem frumos sub covor sau sub preș. Cât timp nu se vede, nu deranjează pe nimeni. Dar ceea ce nu gândim noi, ca și societate sau guvernanții noștri, e că până la urmă toate le plătești. Nu le plătești acum, dar le vei plăti pe termen mediu sau pe termen lung. Toate aceste neajunsuri, toate aceste mici șmecherii, toate aceste construcții care sunt fără autorizație, până la urmă tot se întâmplă ceva. Deci timpul nu te iartă. Bun. Deci avem instituții. Avem instituții. De stat în construcție, avem instituții. Este abilitat să facă așa. Problema este, ajungem acolo? Este clar că acei cetățeni care au făcut construcțiile ilegale sau mai puțin legale, n-au fost solicitate aceste instituții să pună avizul acolo. Că dacă o să mergem sigur din acoperișurile care au sărit acum din Timișoara, clar că n-au niciun. Pentru că sunt niște calcule la fenomenele meteo de 100 km/h, care trebuie să reziste.
asemenea lucruri sunt și în satul mare. Cred că este un moment oportun autoritățile județene și locale să pună mâna cu riscul de a deranja cetățeni, dar exact. Mai bine deranjăm 10 și evităm niște catastrofe. Aceste fenomene nu se vor opri, clar. Exact cum s-a întâmplat și din nou comparația, sper să nu supere pe cineva, dar mă refer până la urmă la urmările evenimentului în plan al controlului și în plan legal până la urmă, după colectiv. Toată lumea a devenit conștientă. Toată lumea a devenit conștientă de importanța de a avea autorizație. De a fi... Mulți au uitat deja, domnul. Da, exact. Și aici vreau să spun. Adică a fost momentul acela, dar tare mie teamă să nu fi fost ca de obicei, știți, 3 zile ține orice minune la noi. Dar eu nu înțeleg de ce vă referiți, nu vă supărați că vă întrerup și vă pun o întrebare. Da. De ce vă referiți numai la autorizații? În fond, oamenii au murit în spitale după fenomenul colectiv. Ce s-a îmbunătățit de atunci, din punctul ăsta? Nimic, aici este durerea cea mare. Nu, autorizațiile sunt și ele. A picat guvernul. A picat guvernul și ce-a rezolvat. Guvernul a picat că trebuia să pice. Eu chiar există o teorie că incendiul ăla n-a fost așa întâmplător. Dar să nu intrăm în amănunte. Domnule Ulmeanu, aveți și noastră cu siguranță dreptate și am aceeași opinie. Câte nu știu, trebuie să ai o minte diabolică, să dai foc, să moară zeci de oameni ca să pice guvernul. Fiți liniștiți, nu. Fiți liniștiți. Da. Am aștept să teoria conspirației prea, da. Mai sunt care și-o dat foc la casă, care e problemă. Bun, da. Câte nenorociri, câte ca probleme. Ca să pice guvernul. Câte probleme mai trebuie să fie ca să se schimbe ceva în sistemul de sănătate. Foarte bine punctat, s-au întâmplat nenumărate tragedii, nenumărate și nu s-a schimbat. Exact. Bun, ați amintit, domnule Pop, de o legătură dintre instituții, de o comunicare defectuoasă dintre instituții. Eu vă spun sincer, eu bănuiesc. Da, acest lucru îl sesizează, iată, domnul Dragnea. Domnul Dragnea sesizează că află de la televizor lucruri care se întâmplă. Acum, dacă întâmplă... și domnul Dragnea află de la televizor, vă rog pe cuvânt. Domnul Dragnea a zis la fel că a aflat de la televizor de ordonanța 13. Da, vreți să credem pe cuvânt. Bun, haideți să vedem. Domnul Dragnea zice într-un interviu dat ieri sau chiar astăzi unui post de televiziune că a aflat el și Grindeanu, de pildă a aflat de la televizor despre achiziționarea sistemului de rachete Patriot care costă 3,9 miliarde de dolari. Da? E unul dintre motivele, spune el, pentru care nu a mai vrut ca domnul Leș să fie ministru al apărării. Acest mod de a comunica interinstituțional foarte defectuos. Adică el, domnul Dragnea, care e președintele PSD-ului, Partidului de Guvernământ, află de la televizor că România va achiziționa un sistem de rachete de 3,9 miliarde de dolari. El spune așa, l-am întrebat pe domnul Grindeanu, pe domnul premier, știe ceva? Nu știa nici el. Și vreți să credem treaba asta? Nu știu, dar se pune o problemă. El mai zice așa, aflu de la televizor la fel ce face domnul Iohannis. Bun, nu există o colaborare... Acum chiar vreți să-i dea raportul Iohannis lui Dragnea? Nu există o colaborare între Parlament, Partidul de Guvernământ, instituția prezidențială și guvern? Ce se întâmplă? Există. Să nu fim naivi. Toate lucrurile astea sunt pregătite cu vreme înainte, se discută. De exemplu, e o chestie foarte veche că fiecare stat membru al NATO alocă din buget 2% pentru cheltuieli militare, nu? Da. Că se respectă, când nu se respectă, e o altă problemă. Acum, Dragnea a fost primul care a plecat în Statele Unite și și-a plătit o ședere la masă cu președintele SUA, nu? Da. În care s-au discutat totuși niște treburi. Și acum vine și zice că el nu știe nimic. Eu sunt mic, nu știu nimic.
Acum, de-aia vă întreb, chiar suntem oameni serioși și băgăm în seamă prostiile astea pe care le debitează unii sau alții? Nu știu, eu nu le cred. Nu dau doi bani pe asemenea afirmație. Dumneavoastră poate aveți libertatea să o credeți. Haideți să vedem. Deci zice așa, eu ca președinte al Camerei Deputaților și al PSD și premierul de atunci, Sorin Grindeanu, am aflat din presă că România vrea să ia rachete Patriot. Ne-am sunat și ne întrebam unul pe altul, unde s-a decis asta? Amândoi am fost foarte supărați în acea zi. Ministrul apărării Gabriel Leș ne-a spus că a ieșit cu informația asta șeful statului major, generalul Nicolae Ciucă, care și el a zis că a ieșit nu știu ce secretar de stat. Ce fiecare aruncă pe altcineva. Nu se face așa că nu discutăm să cumpărăm 3 biciclete, spune liderul PSD. Dacă s-ar face într-adevăr așa, ar fi grav. Dar eu nu cred că se face așa. Nu. Adică, acum hai să fim, chiar este domnul Dragnea omul cel mai puțin informat din țara asta, că știa tot natul de afacerea asta, numai domnul Dragnea nu aflase. O fi stat prin Brazilia sau mai știu eu pe unde și pe acolo știrile ajung mai greu, într-adevăr. Da. Domnule Horvat, domnul Dragnea explică acum de ce, deci e prima dată când se vorbește de acest lucru. De ce nu l-a mai vrut pe domnul Leș ca ministru? Tocmai din dar nu asta este problema acum. Acum problema este de ce nu l-a vrut pe ultimul ministru demis, care a fost forțat să-și depună. Asta e problema, nu ce s-a întâmplat aici a fost iarăși o problemă de comunicare. Pe tot timpul, numai din comunicare în comunicări zburăm, așa ca fluturile din floare în floare. Eu am avut un interviu cu domnul Leș. Domnul Leș la fel spunea, era o problemă de comunicare în guvern. Nu aveam deschidere la domnul Asta Grindeanu. Asta e cuvântul de ordine. Asta e cuvântul cheie, vorba dumneavoastră. Cum vrei să scapi de o responsabilitate? O problemă de comunicare. Asta. Tot se spală pe mâini cu scuza asta, că e o problemă. Nimeni nu greșește. Nimeni nu-i devină pentru nimic. E o noțiune abstractă de comunicare, plutește pe undeva prin neant, o bate vântul din coace încolo și din când în când pică pleașca în gură la nătăfleață, paramălăiață. Problema de comunicare. Domnul Asta Hoga. E toată filozofia. Achiziția acestor rachete pentru că face parte din, practic, din strategia națională de apărare. Este foarte important. Eu cred că deciziile se pregătesc foarte, foarte bine. Se pregătesc amplu. Cei care participă la luarea deciziilor sunt convins că sunt, este clar, Guvernul României, Ministerul Apărării, care este unul dintre cele mai importante ministere cu expunere externă și, clar, și președinția. Eu cred că acest lucru nu se poate face fără o pregătire amplă. Și cu partenerul nostru, NATO. Așa cum spunea și domnul Ulmeanu, este foarte important când și cine anunță decizia. Eu cred că aici cineva s-a grăbit sau se întâmplă. Totuși este ministerul și militarii români care se bucură de cea mai mare încredere. Ori România nu este un stat de neglijat pentru partenerii NATO. Și tocmai datorită acestui fapt, ceea ce s-a întâmplat și cu domnul Tuțianu când au apărut acele informații că România fără resurse, fără resurse financiare, trebuie să fim foarte atenți pentru că aceste informații ajung la partenerii noștri. Da. Nu este un minister al strict intern care se ocupe de problemele interne. Deci și aici trebuie să învățăm, să ne comportăm, să știm ce informații dăm. Și iar dacă avem o problemă, nu o facem publică, da? Nu o facem publică până nu o rezolvăm. Că după ce am rezolvat problema, putem să știm, domnule, au fost anumite sincope. Deci trebuie să fim atenți pentru că nu ne adresăm
ne sunt partenerilor noștri și credibilitatea care ne-am câștigat-o de-a lungul anilor, că n-a fost ușor, știți foarte bine, nu este păcat să o pierdem sau să avem unele bănuieli de ceea ce nu facem bine pentru niște lucruri poate substanțiale, dar trebuie să fim foarte atenți. Exact ca în familie. Ai o problemă în familie, nu ieși în stradă, strigi, arunci, tragi sirena și ce s-a întâmplat. Încerci să o rezolvi în cadrul restrâns și să o depășești, că până la urmă problema tot tu trebuie să o depășești, nimeni altcineva. Încă o dată subliniez. Face parte din strategia națională. Eu cred că trebuie să fie un pic mai mare atenție vis-a-vis de a da informații. Și până la urmă, nu știu, trebuie să vedem cine e în măsură să dea informații. Că, într-adevăr, sau, cum spunea și domnul Meanu, au fost etape premergătoare. Deci, nu întâmplător, inclusiv acum, de vizita ministrului apărării la Pentagon, se știa de mult. Ori, e clar, fiind un partener serios, trebuie să-ți pregătești foarte, foarte bine lucrurile. Trebuie să ne dezobișnuim de a începe să vorbim. Să vorbim. Sunt lucruri la care trebuie să fim foarte, foarte atenți și aici spun despre siguranța națională. Dar nu așa rămâne. Suntem obișnuiți să tragem clopotele. Că e voie, că nu e voie. Domnule Pop, este o problemă de comunicare. Mai devreme suspectam sau bănuiam instituțiile statului de astfel de probleme. În cazul de față pe care ni l-ați supus discuției, îmi vine foarte greu să cred că o persoană cum e Liviu Dragnea, care e președintele celui mai mare în momentul de față partid, care controlează din spate, în opinia mea, tot ceea ce se întâmplă pe scena publică și politică, nu ar avea cunoștință de lucruri de acest gen. Acum, nu suntem nici noi naivi. Nu vorbim, sau cel puțin în episodul la care ați făcut referire, nu vorbim de a se achiziționa, nu știu, două biciclete. Deși și acolo, evident, că trebuie urmate toate procedurile și trebuie ca instituțiile abilitate să urmeze pașii procedura, nu insist pe așa ceva. Dar de aici până la a avea ieșiri publice de acest gen în care să spui că tu nu ai cunoștință de, vorbim de sume extraordinar de mari, vorbim de siguranță națională, vorbim de un domeniu extrem, extrem de important, cel al siguranței naționale, până la urmă. Deci, intervenții, cum ziceam și mai devreme, că domnul Dragnea văd că mai nou e caracterizat așa de sarcasm, numai că un sarcasm de acest gen nu știu cât folosește în momentul de față populației. Ori să spui un lucru de acest gen, sau să spui că premierul țării nu ar avea cunoștință de așa ceva, mi se pare ilar. Acum, și prin absurd, dacă ar fi să credem așa ceva, cu atât mai grav. Deci, oricum e grav. Și într-o situație și în cealaltă. Sigur că domnul Dragnea știa și premierul, știa și ministrul apărării. Ideea este cine spune primul, pentru că nu-i tot una. Sigur că se discutase că chestiunea asta nu faci așa de pe o zi pe alta să cumperi un sistem de rachete. Îți trebuie aprobarea Congresului. Trebuie aprobarea Congresului. Ei, dar ideea e că acest anunț a fost făcut pentru prima dată de un secretar de stat. Nici de premier, nici de domnul Dragnea și nici de ministrul Leș. Și făcând abstracție că a vorbit domnul Dragnea. Deci eu cred că această decizie era în niște etape premergătoare. Da. Și acum sunt etape. Da. Dacă da, se va finaliza, exact. Stați un pic, bun. Mai este. Deci, nu e așa. Nu e chiar așa vorba, nu cumpărăm 3 biciclete, da. Anunțăm da. Că da. Cumpărăm 3 biciclete. Eu cred că strategia națională de apărare nu trebuie să o știe oricine. Da, clar trebuie să o știe partenerul tău cu care o pregătești. Deci, dar noi ne-am obișnuit să venim să facem anunțuri. Anunțăm, dacă lucrăm într-un birou, nu știu ce, și pregătește onor autoritatea locală anumite proiecte da. Ceva. O, domne, venim și facem. Și vedem că aveam chiar o divergență de opinie cu niște colegi. Săptămâna asta, printr-o hotărâre, am cedat.
O, domnule, deja avem. Domnule, este primul pas. Am cedat în proprietate ca să se poată depune proiectul. Erau oameni care, domnule, gata, proiectul... E vorba de centru nou? Da, da, de centru nou. Este o etapă premergătoare care duce la depunerea proiectului. N-are nimeni certitudinea că se va și întâmpla. Să dea, nu se întâmple, până la urmă. Dar, adică cum, Consiliul Județean a renunțat până la urmă la... Noi am renunțat, sigur, am dat în proprietate Consiliul Local. Da. Și eu chiar am avut o opinie la acest punct și am spus, domnule, în cazul în care acest proiect nu se va finaliza, mi se pare normal să treacă înapoi în proprietatea Consiliului Județean. Dar ce are... Haideți că... Na, să facem, hai să facem o paranteză. La ce are nevoie Consiliul Județean de bucata din centru nou? Nu știu, nu înțeleg. La urmă, centrul nou ar trebui să aparțină primăriei. Mie așa mi s-ar părea normal. Deci clădirea palatului. Palatul aparține la Consiliul Județean. Da. Mă rog, acum nu știu în jurul palatului care sunt certificatele de proprietate. Da, asta e ideea, că aparține Consiliul Județean, dar Consiliul Județean nu are bani să refacă centrul. Da, și atunci... Bine, acum... Nu, este un proiect pe care vrea să-l depună primăria. Consiliul Local și se pare ok, e regulă. Da. Dar important e să se facă ceva acolo. Da. Deci noi am cine făcut face? Ceea ce trebuie să facem. Dacă e să facem, permiteți o paranteză, da. Evident că cetățeanul de rând, satmăreanul de rând, cred că unui cetățean prea puțin îi pasă, sau să mă exprim totuși mai... Nu este neapărat interesat că pe extrasul CF sau, nu știu, în altă modalitate de dovedirea proprietății apare Consiliul Județean sau UAT, municipiul Satul Mare. Dar acest lucru, să știți că din nou naște niște semne de întrebare, pentru că una e ceea ce cunoaștem noi, ce vedem așa și percepem ca o comunitate, și altele sunt lucrurile care sunt în acte. Pentru că, haideți să fim serioși, vorbim de piața 25 octombrie. Care e cunoscută de când lumea ca și centrul nou. Bun, acum, în mod normal, repet, pentru percepția publică a sătmăreanului, e centrul nou, nu e în orașul, e municipiul Satul Mare, nu, trebuie să fie domeniul public al municipiului, mă rog. Și aflăm că, într-adevăr, era Consiliului Județean, nu știm de când, nu știm cum, se face acum acest lucru pentru a accesa un proiect european. Eu am făcut această mică paranteză. Deci vreau să vă spun, și probabil cei din primăria Satul Mare cunosc mult mai bine decât mine aceste aspecte, câte probleme din acest punct de vedere nu sunt rezolvate nici în momentul de față. Deci eu am avut la un moment dat tangențial, într-un dosar, ceva legat de Grădina Romei. Deci eu am rămas șocat pentru că am înțeles că doar în acest moment începe din nou a fi sistematizat din punct de vedere al actelor, al extraselor, al numerelor topografice. Nu vreau să insist neapărat. Da. Dar doar acum, în 2017, noi punem la punct, din punct de vedere juridic, al actelor, al publicității imobiliare, piața 25 octombrie, Grădina Romei, adică obiective pe care le vedem și le percepem de când lumea ca mirați, fiind... Nu? Hotelul Dacia de când se plimbă acum de la un hotelul Dacia la altul? A merita un subiect aparte. Hotelul Dacia, din păcate. Da. Cu niște procurori de față, eventual. Sau oricum sunt în vecii. Da, domnule Horvat, dacă am tot vorbit de instituții sătmărene, de problemele, de legăturile dintre instituții, vă rog să ne explicați așa pe scurt. De ce ați demisionat din comitetul director al clubului Olimpia în urmă cu două zile? Tot dintr-o neînțelegere între conducere, antrenori... Aș dori să fac o rectificare. Comitetul director are 7 membri, din care unul este președinte, un vicepreședinte, un secretar și 4 membri. Deci eram vicepreședinte și am demisionat din această funcție datorită următorul aspecte și am spus-o tot în direct, în emisiunea colegului nostru la audiență, în direct, deoarece consider că nu am făcut tot ce era necesar, în așa fel încât echipa Faniona județului, care cheltuie foarte, foarte mulți bani, câți bani? Este pe aproximativ 700.000 de euro pe an. 700.000 de euro pe an. Din partea Consiliului Județean. Deci cele două entități, Consiliul Județean și Consiliul Local.
Deci mai exact bani? 2,7 milioane de lei. 700 de mii de euro sunt de la Consiliul Județean, atât la cele două entități. Cele deci două entități atât banii în total pentru Olimpia. Da. Plus Consiliul Local. Tot banii sătmărenilor, indiferent cine îi plătește. Plus că pentru întreținerea stadionului și tot ce înseamnă acolo, da, asta, mai departe, da, este suportat altceva, tot de la Consiliul Local, care până la urmă se adună niște... Da. Deci e o entitate care face județul de rușine, această echipă de fotbal, dar bani înghite cu nemilință. 700 de mii de euro, da? Nu vă supărați, dar e o sumă imensă. Și datorită faptului că n-am reușit să-mi impun anumite principii, anumite lucruri cu care eu nu eram de acord, consider că trebuie să lăsăm pe altcineva să facă mai mult acolo. Sunt lucruri care le-am semnalat, foarte, foarte multe lucruri care le-am semnalat la dumneavoastră în platou, cu care nu sunt de acord. Nu sunt de acord. Deci, în primul rând, cu cheltuirea judicioasă a sumelor. Chiar dacă aceste sume sunt cheltuite, rezultatele sunt unele care nu ne fac cinste, nouă și cetățenilor care alocă sume importante. Și... E rușine, nu că nu ne fac cinste. Exact, e rușinos ce, am decis ce se întâmplă în fotbalul. Cred că era normal și eu am și solicitat. Cândva eram cu Olimpia Satu Mare în divizia A, cum se numea. Suntem un brand, avem o istorie. Da. Când în avem... 76, nu? Da, da. Și da, 96, 96, ultima, da, ultima prezență în... În divizia. Divizia era divizia atunci când stadionul era plin, domnule. Și aveam niște fotbaliști extraordinari. Făceam spectacol. Și da, datorită faptului că nu facem spectacol. Eu mă întâlnesc cu foarte mulți cetățeni și nu de orice factură. Și mi se reproșează. Ce faceți? Ce faceți? Ce faceți? Eu am tras în repetate rânduri semnale de alarmă. Acolo lucrurile nu funcționează. Din păcate, există o majoritate care se poate impune. Asta este viața. Am acceptat-o. Era normal toți să plecăm și să lăsăm acest club, îmi place, să vină o altă conducere să-și facă treaba. Nu să plătească o singură persoană, domnul Semeș. Nu mi se pare normal, pentru că nici unul n-a făcut ceea ce trebuie să facem în așa fel încât să nu fim în această situație. Da, domnule Horvat, domnilor, vom reveni cu problemele de la Olimpia și cu problemele municipiului și ale județului Satu Mare după o scurtă pauză de publicitate. Stimați telespectatori, rămâneți în continuare cu Informația TV. Stimați respectatori, revenim în platoul Informația TV, unde îi avem invitați pe domnul Radu Olmeanu, Alexandru Horvat și Adrian Pop. Am discutat despre furtună, despre relațiile proaste dintre instituții și am ajuns la relațiile proaste dintre instituțiile sătmărene. E vorba de Clubul Olimpia sau relații de neînțeles, mai degrabă, da? Relații de neînțeles între Clubul Olimpia, Primărie, Consiliul Județean și un comitet director. Domnul Alexandru Horvat ne-a explicat sau a încercat să ne explice, a început să ne explice motivele demisiei sale din comitetul director. Am înțeles că în loc de Alexandru Horvat a venit alt vicepreședinte, care acum are drept de semnătură. Înainte dumneavoastră nu aveați. Deci dumneavoastră și telespectatorii pot să înțeleagă foarte clar un aspect și n-aș vrea să monopolizez discuția. Și distinși mei colegi pot să-și exprime opinia. Când am fost numit vicepreședinte, înainte de a veni domnul Corda, avem drept de semnătură pe tot ce înseamnă document oficial pentru siguranță a cheltuielor. Practic, mi se părea normal o entitate, sunt două entități să fie două semnături, una din partea Consiliului Județean, una din partea din Consiliul Local. Acest lucru mi s-a retras ulterior, n-am făcut o tragedie din asta, dar dacă așa au considerat majoritatea că așa trebuie să se întâmple. Și paradoxal, după ce mi-am dat demisia și a fost numit un nou vicepreședinte, acest lucru se poate întâmpla după mine. De aici concluziile pot fi foarte, foarte clare. Motivul, l-am spus foarte ferm, nu am fost de acord cu foarte multe decizii care au fost luate unilateral de către președintele Consiliului Director. Și suntem în situația în care visteria este goală, jucători de perspectivă nu prea avem,
rezultatele sunt cele care sunt, spectatorii sunt puțini, spectacolul fotbalistic lipsește și cred că până în acest moment acest domn care conduce cu mare onoare încă fotbalul sădmărean a făcut de servicii grave, grave clubului Olimpia. Și cred că toți membrii Consiliului Director ar fi normal să facem loc altor colegi care să, da, să readucă corabia acolo unde, unde ar fi normal. Înțeleg. Domnule Urmeanu, s-a vorbit de o cifră mare, 700.000 de euro, care au fost deja cheltuiți, da, pentru Olimpia. Da, da, da. Câte reviste ați putea tipări? Nu vorbiți de câte reviste. Toate revistele din țară, literare, ar putea trăi din banii ăștia. Alea măcar produc ceva. Alea sunt valoare și dau valoare și creează valori noi tot timpul. Dar, mă rog, și în fotbal există valoare, acolo unde există. Acolo unde se lucrează cinstit, ca să evit termenul de joacă, nu? Până la urmă și jocurile sunt tot o treabă serioasă. Sportul este o treabă foarte serioasă și rezultatele, trofeele se obțin printr-o muncă asiduă, extraordinară, de dimineața până seara și zilnic și așa mai departe. Și e un chin, un efort pentru care dacă dă într-adevăr rezultate, nu există destui bani ca să plătești asemenea eforturi. Uitați-vă câți bani se câștigă în tenis, de exemplu. În fotbal câți bani se câștigă? Pe plan internațional și chiar și la noi în țară, echipele mai bunicele, care pe plan internațional sunt cam mai la umbră. Așa. Dar, din păcate, acolo unde sunt bani, există și foarte multă corupție. Există, da, jaf, ca la drumul mare, și oameni care își umple buzunarele în mod necinstit, nemeritat, prin fel de fel de mijloace cărora nu le stă bine să iasă la lumina zilei. Mă rog, e o realitate pe plan internațional. Asta nu este o invenție românească. Că se fură mulți bani, există multă evaziune și în fotbal și în alte sporturi, în special în sporturile mai bănoase, nu? În boxul profesionist, în fotbal. Chiar și în tenis sunt meciuri trucate, meciuri aranjate. Există o, cum se cheamă, chestiile astea cu ghicirea rezultatelor. Pariurile sportive. Ei, bun, asta e altă latură. Da. Sigur, dar și pariorii influențează rezultatele. Au intrat foarte mult în sigur sistem. Că da. Bun, deci este o realitate pe care toată lumea o cam cunoaște, care nu prea pare să poată fi combătută și așa mai departe. Și e oarecum hazardat să vorbim despre ce se întâmplă în alte părți și în alte țări pe plan global, nu că e un cuvânt la modă. Dacă ne întoarcem la Satul Mare, avem o echipă de fotbal, nu? Cândva prin anii 70 a fost o echipă fanion a fotbalului românesc. Pe vremea lui Gabi Bot, Dumnezeu să-l ierte, și alți fotbaliști, unii s-au dus și ei, nu? Simțeam că orașul ăsta trăiește, că orașul acesta înseamnă ceva pe plan național, prin această echipă de fotbal. Să comparăm ce era atunci cu ce este acum. Atunci ne făleam cu toții, ne băteam cu pumnii în piept, de unde ești, bă, din Satul Mare, Olimpia, Bot și așa mai departe. Cum, de unde ești, din Satul Mare? Ai, rușinea, ți-a ajuns rușinea lumii. Cum? Fotbalul vostru. Bine, asta e situația. Dar deci mă întreb eu, cu mirare, în glasul cristalin, nu ca să vă folosesc așa,
metaforă. Dacă tot este o budă nenorocită acest fotbal sătmărean, de ce să venim noi să aruncăm banii acolo unde putem mai tare, când cu banii ăștia s-ar putea face atâtea și atâtea lucruri frumoase? E o întrebare și pe care pot să o adresez presei, adică dumneavoastră, da, și pot să o adresez politicului, adică domnului Horvat și domnului Pop. Domnule Pop, ma... merită fotbalul să-ți punea 700.000 de euro plus încă nu știu câți? Eu trebuie să recunosc de la început că nu e neapărat subiectul pe care să-l stăpânesc cel mai bine și nu sunt genul de persoană care să-și dea cu părerea necunoștință de cauză, dar evident că și din punctul meu de vedere, Olimpia Satu Mare a reprezentat ceva puternic în trecut. Știu povești de la părinți, de la bunici, cum spunea și domnul Ulmeanu, anii 70, deci era băimărenii, orădenii, știau de Olimpia Satu Mare, era o echipă fanion. Eu consider că cei care s-au perindat în ultimele cicluri electorale la conducerea municipiului și a județului, nu pot să spun neapărat că ar fi greșit. Pentru că, până la urmă, o cultură de calitate, un sport de calitate, ceva care ne scoate din anonimat sau care e un simbol pentru ceea ce reprezentăm noi ca și comunitate, nu e neapărat un lucru rău. Deci, în opinia mea, această dorință de a ajuta ca Olimpia Satu Mare să existe în continuare ca echipă de fotbal, ca și simbol al Sătmarului, nu e neapărat un lucru rău. Însă problema se pune în momentul în care, așa cum spuneam și distinșii mei colegi, avem parte de sume de bani care nu sunt justificate, în momentul în care... Repet, eu nu cunosc neapărat situația, nu justificate prin rezultate. Exact, prin rezultate, exact, asta vreau să spun. Prin imaginea care ne-o creăm la nivel deci, acela. În momentul în care ceri niște bani, care nu sunt puțini, de la comunitatea ta, pentru că comunitatea sătmăreană, prin Consiliul Județean, ca județ, prin Consiliul Municipal, prin primărie, sunt cele care îți alimentează ție, sunt sursa, sunt ordonatorii tăi de credite. Înseamnă că trebuie să și dai ceva înapoi sau, nu știu, să-ți justifici într-un fel ca un elev care atunci când îi cere, nu știu, părintelui să îi cumpere un calculator mai performant, nu îi spune părintele, bun, dacă vei avea note foarte bune sau dacă înveți. E o comparație iarăși interesantă, dar din punctul meu de vedere nu e un lucru rău să existe Olimpia, nu e un lucru rău să se încurajeze. Dar se puteau găsi și finanțări din alte părți. Eu mă gândeam ce bine ar fi fost să existe firme extrem de puternice, da, în județ, în municipiu, cum sunt în alte părți ale țării, dar vedeți că noi suntem deficitari la acest domeniu și până la urmă nu sunt de blamat, pentru că nu avem așa o forță economică ieșită din comun. Ori în momentul în care ai avea niște firme extrem de puternice, acestea ar putea, până la urmă, sponsoriza sau, într-o modalitate de public-privat, cumva să mențină această echipă. Eu cred că sunt și alte exemple în țară de echipe care sunt susținute financiar foarte puternic de mari firme locale sau ceva de acest gen. Ceea ce nu se întâmplă care la noi. Care e situația în țară, domnule Horvat? Acum, dacă îmi permiteți, foarte interesant ce spuneți. Într-adevăr, nu avem firme foarte puternice, dar exemplificați politicul. Olimpia a fost în stare de comă și au început din Liga 4 cu cheltuie puține, cu jucători plătiți modest și au promovat an de an. Am ajuns la eșalonul 2, ne-am menținut. Au fost niște sponsorizări de la firme serioase, chiar nu știu dacă pot să dau nume, din Satu Mare, care au alocat sume, deci până la 100.000 de lei. Dar de ce au nevoie aceste firme care să vină către tine? Că dacă suntem mulți și venim cu câte un leu, oricum această sumă se mărește. Au nevoie de predictibilitate, exact cum spun și spune și mediul de afaceri, și de faptul că este o conducere serioasă, care comunică și spunem de comunicare, dar avem carențe foarte mari în comunicare la noi, la club. Deci, acele ședințe a Consiliului Director, care
se luau niște decizii. Niciodată, și chiar domnul Demian, care cunoaște foarte, foarte bine... Probleme de comunicare foarte, din nou, foarte, domnul. Foarte bine domeniul, să-și găsească informațiile pe alte canale, ceea ce nu mi se pare normal. Ori și Sădmărini așteaptă, domnule, am cheltuit banii acolo. Pe ce? Pe asta. Și trebuie și acești parteneri privați, trebuie să mergi în întâmpinare, să-i cauți, să le spui că e o treabă serioasă, ai o treabă de perspectivă, să le spui, domnule, 7 jucători din satul mare și mai avem un centru de copii și juniori în care sunt pregătiți 300 de copii. Ori cum să spun o chestie asta când și o spun public și este, cum să zic, nemulțumirea celor care pregătesc de 5 luni de zile, antrenorii de la acest club care pregătesc copiii sădmărenilor, nu sunt plătiți, nu sunt renumerați și alții sunt cu sumele la zi. Este normal un manager care conduce o instituție și cu bani publici să facă asemenea lucru? Adică eu cu burta plină, cu masa plină, cu prieteni la masă și alții săraci care și-a muncesc și e foarte important să muncim cu copil, că de acolo vor veni rezultatele. Nu este normal. Adică se împart banii discreționar. Aș vrea să spun discreționar, dar să avem oarecum un pic de... un lucru care l-am cerut și nu s-a luat în seamă. Domnule, din această sumă să alocăm o sumă fixă pentru centru de copii și juniori și de banii aia să nu ne atingem, să fie a copiilor, să mărenilor, că până la urmă toată lumea merge acolo și practică un sport, că este sănătos. Dacă altceva nu facem, clar, sănătate și educație se face și la club, la fotbal. Că după ce creștem, începem să ne jucăm și la alte chestiuni cu pariuri și cu alte lucruri care n-ar trebui să intre în Da. Revenim din nou la problemele de comunicare care plutesc în aer. Plutesc în aer de la instituții, de la instituții fantomele, până la spiridușii. Degeaba, domnule Ormanu, probabil că e o problemă a secolului. Eu zic că problemele astea de comunicare, care sunt tot mai dese, dar și în familii întâlnim probleme exact. De comunicare sau nepotrivire de caracter. Da? Exact. Nepotrivirile de caracter sau problemele de comunicare. Cel mai elegant divorț. Da, exact. Nepotrivire de caracter. Domnul avocat trebuie să știe. Exact. Da. Care nu puteți să-l... Da, vedeți, mi se pare așa foarte interesant, nu fac acum referire la divorț, la faptul că trăim într-o eră în care teoretic exact. Nu spunem că comunicare. Suntem... Da, suntem în era informației, da. Comunicării, toată ziua avem... Nu, dar suntem în era în care informația circulă repede. Și... Da, dar comunicarea între noi nu. Dar comunicarea între noi nu și probabil informația nu este bine înțeleasă. Și asta e un lucru, cum interpretezi informația? Pentru că fiecare o cerne după propriile sale valori și după propriile sale... Nu, informația e clară, cum interpretezi comunicarea. Aici e problema, domnilor. Comunicare. Fiindcă, acum, iarăși dați-mi voie să fac un apel la seriozitate. E o vorbă goală, că în fond toți comunicăm, toți avem relații mai bune sau mai rele. Însă, în fond, asta înseamnă comunicare. Relaționarea unuia cu alții și așa mai departe. Ori, poate că aici e o tară foarte gravă a societății românești. Că relaționarea aceasta este o relaționare veninoasă, plină de fel de probleme, de ascunzișuri și aici chiar că e o treabă foarte serioasă, de falsă comunicare, de dezinformare până la urmă. Oricum, dacă studiez puțin peisajul vieții noastre politice, nu? Da. Nu spun o noutate. Totul se reduce la circ, scandal, bârfe, calomnii, presiuni, șantaje și așa mai departe. Ori toate astea la un loc formează această ectoplasmă a comunicării pe care toată ziua unul și altul dau vina. Că tot comunicare este de vină orice am face și ori pe unde am
Da. Scoate. Și dacă ne întoarcem la domnul Dragnea, el mai spune așa, că Viorel Hrebenciuc, da, a organizat... Apropo, asta nu e în pușcărie. Nu. A ieșit deja. Da, Viorel, acum e pătușă. Viorel Hrebenciuc a încercat, nu-i pătușă deloc, nu? A încercat să schimbe conducerea PSD. A încercat să schimbe conducerea PSD în momentul în care a fost dat jos Grindeanu. Da. A încercat fără succes să schimbe conducerea PSD. Da. Și dumneavoastră o credeți? Acum, dați-mi voie să vă întreb și eu. Pentru că a organizat tot felul de bisericuțe în PSD. Da. Și asta n-a aflat de la televizor. Asta a aflat din partid, mă gândesc. Da. Domnul Pop, ce, adică domnul Horvat, ce părere aveți? E casa dumneavoastră. Domnul Hrebenciuc pregătea o lovitură de palat sau un puci, spune domnul Dragnea. Acum trebuie să ne obișnuim cu orice lider are prietenului în ghilimele și orice scaun de lider sau de mare șef este râfnit în primul rând de ai case. N-am avut cunoștință de asemenea chestiuni. Eu cred că nu fac ciste domnului Hrebenciuc, având în vedere că a reprezentat ceva pentru conducerea PSD, o perioadă îndelungată. Iar chestiuni de genul ăsta nu... Trebuia să gândească și dânsul că nu pot avea succes, datorită faptului că domnul Dragnea conduce... Cu o mână de fier? Nu neapărat cu o mână de fier. Adică este un lider, până la urmă, trebuie să fii și autoritar. Să-ți impui disciplina, să-ți impui principiile și, cum spunem noi în vorba de popor, să vină turma după tine. Că unii mai rătăcesc, asta e în viață, știți cum e. Că nu toți liberalii sunt liberal convinși, nici pesediștii nu toți sunt pesediști convinși și așa mai departe. Fiecare în turma lui mare și oi rătăcite. Să spunem că n-avem, nu ne-ar crede nimeni. Dar o sămânță de adevăr poate fi în ideea în care domnul Hrebenciuc, din câte știm și noi din politica asta dâmbovițeană, avea o anumită influență în partid. Deci mă gândesc că existau persoane care erau apropiate de domnia sa sau care să fie din cercul său de încredere, nu știu cum să mă exprim altfel. Adică... S-a diluat foarte mult, deci eu nici nu cred că s-a gândit dânsul că ar reuși să... Deci e o glumă treaba cu Hrebenciuc. Știți poezia lui Sorescu, cu toate frumusețile țării astea, râul, ramul și așa, toate trebuiau să poarte un nume și li s-a zis Eminescu. Toate murdăriile din PSD trebuie și ele să poarte un nume. Și atunci s-a zis Hrebenciuc. Da? Da? Hai să nu-l luăm în serios. Astea sunt povești. Povești de adormit copii. E adevărat. Vuiește toată mass media, toate mediile politice și așa mai departe. Toate cafenelele unde se discută politică și așa mai departe. Despre eforturile unora din PSD de a-l da jos pe Dragnea. Pe Dragnea însuși și-a numit deja un succesor în persoana Olguței Vasilescu. Probabil că ați auzit. Păi de ce l-a numit? Nu. Fiindcă știe el ce știe și știu și ceilalți membri ai PSD că îi se coace domnului Dragnea nu i-aș zice surpriză, că e o poveste atât de veche încât n-are cum să fie o surpriză. Dar chiar acum au fost pe la DNA, a fost Ponta, a fost Grindeanu și așa mai departe, alții și alții. Toți prieteni. Se pare că se leagă deja niște ițe, se conturează deja niște treburi destul de grave pentru domnul Dragnea. Și atunci se pare că Hrebenciuc e pe undeva pe acolo, nu în PSD, ci pe dincolo. Da, sigur, afacerile cu Teldrum sunt iarăși un punct negru în evoluția politică a domnului Dragnea. Cum ar putea reacționa PNL la debarcarea domnului Dragnea, de pildă?
Sau PNL mai degrabă așteaptă o implozie a PSD-ului ca să poată Eu vă spun sincer, veni la putere, să zicem. O implozie de acest gen, în opinia mea, este inevitabilă. Eu zic că tot e o chestiune de moment. Pentru adică urmează ca momentul... domnul Ponta să-și facă partid, da? Da, deci... da, am observat, adică am văzut în presa centrală. Anunțat că e anunțat toamnă, e toamnă, ar trebui să fie... Mai, știți ce? Aș avea o nelămurire și o să ziceți bun că moare întotdeauna românul de grija celuilalt, de grija vecinului. Că și în PNL sunt discuții, nu la asta mă refer. Eu sunt foarte curios ce se va întâmpla în PSD după această eră Dragnea. Adică ce anume se prefigurează că la un moment dat, din diferite motive, nu neapărat penale, poate și politice. Vom vedea. Până la urmă fiecare, știți cum e, fiecare mare politician de acest gen, mare între ghilimele, are o ascensiune fulminantă. Adică da, ajunge în vârf și după aia dintr-o dată are o cădere liberă. I se întâmplă fiecăruia. Cel care nu anticipează că se va întâmpla așa și se crede tot puternic, greșește, evident. Ce se va întâmpla după această eră Dragnea? Pentru că până acum tot timpul era ceva previzibil. În momentul de față nu există o chestiune previzibilă. Adică să știi că după Dragnea va urma, nu știu ce va urma. Iar legat de PNL, știți cum e? PSD-ul are o putere în momentul de față. Și are o putere destul de mare. Cu toate problemele pe care le-a avut în guvernare, cu toate stângăciile, ideea este, evident, fiind în opoziție, trebuie să fructifici și să până la urmă să urmărești fiecare mișcare greșită a partidului de guvernământ, tocmai pentru a putea să îl tragi de mânecă, da, să atragi atenția. Asta e rolul până la urmă. Ar fi avantajos pentru PNL să vină la guvernare? Adică să asiste la implozia PSD-ului, PSD-ul să se dărâme, da, și să zicem în urma unei moțiuni de cenzură să pice guvernul și să vină la guvernare PNL? Oricum nu poate veni la guvernare fără o parte din PSD. Cu USR, cu PMP, cu UDMR, poate. Și cu minoritățile naționale. Discuția asta a fost așa cu, da, în urmă cu... Deja sunt prea mulți care trebuie să stea la masă să se, da, înțeleagă. Au prea multe de împărțit. Ăștia sunt, da, foarte volatili cu toții. Da. De-aia zic, da, că fără o parte din PSD, PNL nu poate guverna. Eu zic că nu există niciun risc. PSD e un partid stabil. Da, este. Este un partid a stabil. A demonstrat-o de atâtea ori. Haideți să vedem ce avem aici. Avem Iliescu, avem Joana. Năstase Joana. Ce alți lideri? Năstase Joana, care Ponta. Nu mai sunt. Ponta, dacă îl punem și pe Grindeanu. Adică Grindeanu a fost premier. Bine, dar... Așa a fost, sunt doi premieri care nu mai sunt membrii PSD, da? Ponta și Grindeanu. Domnul Grindeanu este membru PSD deocamdată. Are un litigiu. Încă nu s-a clarificat. La Comisia de Etică nu s-a soluționat cazul dânsului. Da. Deci nu s-a definitivat. Și ăsta e... Încă este în PSD. Da. Bun. Ideea care am spus, subliniez. Liderii PSD sunt marginalizați. Foștii lideri PSD sunt marginalizați în acest moment. Păi ar fi momentul să vină niște lideri noi, de perspectivă, nu? Eu așa, cel puțin eu așa mi-aș dori să adică vină. Adică uitați-vă ce a fost în PNL. Domnul Mircea Ionescu Chintu s-a condus PNL-ul, a rămas președinte de onoare. Și domnul Ilescu este președinte de onoare. Da, și domnul Ilescu este. De onoare în ghilimele. Deocamdată, onarea cu dosare pe acolo, pe la parchetul, da, general și așa mai departe. O voce ascultată în PNL în continuare, domnul Mircea Ionescu Chintus, și era un om care... Deci chiar și opoziția și noi, membrii PSD, l-am respectat, da, și... Avea un cuvânt, da, puternic de spus, adică cuvânt... putea să te tragă de mânecă... Da. Păi el a fost ministrul justiției într-un, da, guvern, nu era PSD atunci, era FSN încă. Da. Prin 91, imediat cam așa. Da. Deci s-au înțeles bine, Chintus cu ce este acum PSD. Cu stânga. Cu stânga s-au înțeles perfect. Stânga, da. De altfel,
Și în plan european, Partidul Liberal este un partid de partidele liberale sunt partide de stânga. Deci nu-i nicio mirare. Numai la noi e mai de centru-dreapta. Dar la noi nu mai există nici stânga, nici dreapta, așa că nu mai are, n-are nicio importanță, nicio semnificație. Așadar, ce se va întâmpla cu PSD-ul după era Dragnea? Va fi o luptă. Cine va ieși câștigător? Nu, eu nu pot să nu. N-am nici cea mai mică idee. Va fi o luptă, o luptă crâncenă. Să vedem. Credeți că domnul Victor Ponta va reuși să smulgă din PSD un număr însemnat de membri? Nu vă pot răspunde. Deocamdată nu sunt semne. Da. Domnule Horvat? Continui ce a spus, nu sunt semne și sunt convins că niciun lider care a plecat din PSD n-a reușit să facă acest lucru. Domnul Oprea? Cu tot respectul. Domnul Oprea? Domnul a fost ceva pasager, a reușit de succes. Domnul Oprea a reușit un el a fost un vașnic membru al PSD, da, pe care l-a smuls Băsescu cu mijloacele lui de persoasiune din PSD. Pentru o perioadă l-a pus să-și facă un alt partid, nu? Da. A revenit înapoi. A revenit la matcă și acum e panicărica Vidagheza, cum se zicea mai devreme. Da. Domnule Pop, vom trăi și vom vedea. Nu știu dacă sunteți mulțumit de răspunsul ăsta, dar nu știu să vă. Nu știu ce va fi. Nici PSD-iștii nu știu. Nici ei nu știu, cum să știm noi. Nu știu, va fi pace și liniște. Bun. Credeți dumneavoastră? Da. Domnilor, să sperăm că va fi pace și liniște și nu cred asta în niciun caz. Ce pace și liniște în țară? Pe scena politică, eu zic că se anunță o toamnă fierbinte, nu una liniștită. Cu furtuni și în țară și în politica românească. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în studioul Informația TV. Stimați telespectatori, vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare cu Informația TV.